Bună ziua, stimați telespectatori, și bine ne revedem la o nouă emisiune Viață în Armonie. Astăzi suntem cu căldură și la propriu și la figurat, pentru că am primit ca invitați două persoane speciale. Sunt venite din București, pe doamna, să vă prezint întâi pe doamna Elena, pe care am cunoscut-o acum 5 ani la un simpozion spiritual în Piatra Neamț. Și vă spun bine ați venit. Bine v-am găsit, doamna Gina, mă bucur. Și doamna n-a venit singură, a venit cu domnul doctor Adrian Dumitrescu, mă bucur că sunt aici, sunt specialist pediatru și cu atestat în homeopatie și acupunctură. Minunat, chiar avem nevoie de asemenea subiecte de tratat acum pe căldura asta și, și în toată perioada asta atât de agitată și complexă. Doamna Elena, bine ați revenit la Piatra Neamț. Bine v-am regăsit după o perioadă destul de lungă. Destul de lungă și să știți. Reușim ca să trecem peste toate perioadele mai puțin bune și mai bune. Da, nu le spunem nici într-un fel, pentru că așa sunt în voia Domnului și să le acceptăm așa cum sunt, să le binecuvântăm așa cum sunt, doar ce este de făcut să putem face noi pentru a evolua cât mai mult în partea spirituală și a trece mai ușor peste toată această viață așa cum este. Așa este și lucrăm mult în sensul acesta, de noi depinde totul. Categoric. Doamna Elena, aș vrea să vorbiți publicului nostru cu ce vă ocupați, ce faceți, pentru că de atunci și până acum au trecut niște ani și cu siguranță ați făcut și mai multe lucruri decât le aveați atunci făcute. Da, eu sunt Elena Judianu și sunt conducător de cerc Bruno Gröning, atât pentru cerc din București, dar și în Suceava, Roman și pe regiunea de Nord. Și practic învățătură de vindecare și ajutor pe cale spirituală prin învățătura lui Bruno Gröning. Spuneți-ne pentru telespectatorii care nu știu ce face și ce reprezintă această învățătură. Această învățătură pe care Bruno Gröning ne-a transmis-o din Germania, da? Este bazată pe acumularea de energie, energie divină și pe puterea gândurilor. Deci, recepționarea energiei, baza pentru viața noastră de zi cu zi, de fiecare moment, această energie divină care ne încarcă cu toată puterea de viață, inspirația divină și tot ce avem nevoie ca să funcționăm în armonie și ordine divină, pentru vindecare și prosperitate. Tot ce avem nevoie constă în această energie divină. O să vă rog să ne explicați un pic mai pe larg lucrurile astea, nu înainte de a-l întreba și pe domnul doctor dacă are vreo legătură cu această învățătură. Am legătură, da. Fac și eu parte din Fundația Bruno Gröning din 2011, când am primit pe mail o invitație la Facultatea de Farmacie din București pentru o conferință ținută de un medic pentru vindecarea aceasta pe cale spirituală prin învățătura lui Bruno Gröning. Și în mod normal nu m-aș fi dus dacă n-ar fi fost Facultatea de Farmacie și dacă n-ar fi fost vorba de un medic. Eram conștient că sunt o mulțime de oameni care vor tot felul de lucruri de la noi, bani, șarlatani și așa mai departe, dar având în vedere auspiciile sub care s-a desfășurat conferința, am participat atunci pentru prima dată la o ședință de încărcare energetică pe calea aceasta. Și am simțit atât de multe lucruri încât de atunci am rămas în această fundație și am și primit foarte multe vindecări, dintre care una majoră. Adică m-am vindecat aici de 30 și ceva de ani de migrene cronice. Da, e un lucru de salutat, sigur că da, când e vorba de sănătate și mai întâi cu siguranță ați văzut care este cauza și ați eliminat cauza ca să puteți după aceea să aveți și efectul scontat. Cauza a fost destul de obscură. Aveam migrene de la vârsta de 5 ani, cu grață, cu vărsături, cu aproape săptămânale, cu intoleranțe digestive, alimentare, la efort, la stres, orice putea să declanșeze o migrenă care dura 24 de ore. Ăsta a fost și unul din motivele pentru care am devenit medic, în speranța că o să înțeleg această cauză și că o să pot să rezolv ceva. Surpriza a fost că nu, n-am putut să rezolv pe calea medicinii clasice. Prima dată am avut ameliorări cu ajutorul homeopatiei, la care
Am fost sceptic când am aflat despre ce e vorba în homeopatie, nu am crezut. Norocul meu că am făcut un pariu cu soția mea, care m-a trimis la homeopat și dornic să experimentez și să-i arăt că nu are cum să funcționeze, am mers la homeopat, am luat un remediu homeopat și câteva luni de zile n-am mai avut nicio migrenă. Încet, încet însă ele au revenit cu o frecvență mai rară. Vindecarea de plină am obținut-o pe calea aceasta a învățăturii lui Bruno Gröning. Foarte interesant. Iată că avem parte să cunoaștem medici care știu să pună în practică și aceste lucruri pe cale energetică și, după cum vedeți, și cu rezultate. Acum, dacă mai pot să mai spună medicii să spună că nu e adevărat, iată, avem aici o mărturie live în care ne spune că s-a vindecat prin această metodă. Felicitări! Doamna Elena, haideți să vedem ce anume putem face prin această învățătură. Cum ați început? Cum ați mers pas cu pas? Care sunt rezultatele care le-ați văzut? Ce rezultate ați avut dumneavoastră? Bănuiesc că ați, în general, de fapt, în momentul în care încep ceva, cam testez pe tine. Și pentru că întotdeauna este cea mai bună, exemplu personal este cel mai credibil. Și atunci vă întreb, cum ați început și care sunt rezultatele? Pentru că la mine a fost totul neașteptat, fără voință, fără să caut ceva anume. Eram într-o stare foarte grea la momentul respectiv al vieții mele și o cunoștință din bloc m-a văzut în ce stare eram. Și cu 2 ani de zile m-a văzut cu piciorul în ghips și mi-a dat o carticică de introducere în învățătura lui Bruno Gröning. A zis că poate mă ajută, dar eu nu i-am dat atenție, a zis cine știe ce este, am pus-o în bibliotecă. Și după 2 ani de zile, când a revenit în țară, pentru că avea un apartament în bloc la noi, m-a văzut că picase. Din 2010 sunt în cercul de prieteni. Și m-a întrebat, zice, dar ce se întâmplă cu dumneavoastră? Și a spus, trec printr-o perioadă mai dificilă. Și păi aveți un prieten atât de bun și nu lui cereți ajutorul? Și eu zic, dar ce prieten? Și zice, Bruno Gröning. Atunci zic, a, da, Bruno Gröning, mi-era rușine să spun că eu, de fapt, nici nu trecusem prin cartea respectivă și n-am cerut ajutor. Ce veniți la mine și să vă explic despre ce e vorba. Și m-am dus în seara aceea, m-am dus a doua seară de rușine, aveam dureri mari de cap și, sincer, m-aș fi dus acasă să pun capul pe pernă, dar mi-a fost jenă că ea mi-a zis a doua zi, zice, pentru dumneavoastră veneați, nu pentru mine. Și mi-a fost jenă și m-am dus. Și mi-a spus ce să fac, efectiv. Zice, uitați, fotografia lui Bruno Gröning. Această fotografie a lui Bruno Gröning chiar s-a măsurat de specialiști și a văzut ce putere are, energia fotografiei. Și zice, uitați-vă la fotografie, pun o melodie, o melodie care este compusă în cercul de prieteni, inspirație divină, și gândiți-vă la ceva frumos și dați-i lui tot ce nu vreți să mai aveți. Că el a zis, eu iau toate problemele și toate necazurile, toate suferințele dumneavoastră, dar respect legea divină. Asta înseamnă să nu fur, nu pot să vi le iau, doar dacă mi le dați de bunăvoie. Și asta am făcut ca un copil de la mic, i-am dat toate necazurile, toate problemele, toate suferințele, toate neajunsurile din familie, datorii, tot ce aveam. Așa, în disperarea aceea unui om spiritual, deci mental. Pe timpul acela nici nu știam prea multe de spiritualitate. Și le-am dat și mi-am imaginat o cascadă și cum eu eram în spatele apei și spăla toată mizeria aceea care aruncam. Pe moment n-am simțit, cu toate că mi-a zis să fiu atentă la corpul meu. Și n-am simțit și după 20 de minute de ascultat muzica aceea, am ridicat la etajul 300, doamna, stă. Iar eu la etajul 7, am urcat în lift și din momentul în care am urcat în lift, a început să curgă lacrimile și roaie și să casc în continuu. M-am dus acasă și era seara, deci pe la ora, pe lângă 22, așa, ora 22, și m-am uitat, am luat cărticica de introducere
Și m-am uitat la ceas, cât continuă acest căscat în continuu și lacrimile acelea, că nu erau pentru mine ceva natural, normal. Și peste 20 de minute am curs lacrimile așa și eroi și am căscat. Iar am adormit aproximativ pe la 23, așa. Dimineața când m-am trezit, eu aveam dureri mari de coloană. Când mă ridicam, trebuia să mă ridic într-o parte, să mă susțin cu mâinile de șolduri. Era foarte greu. Deci aveam dureri foarte mari de coloană, ulcer, care nici pansamentele gastrice nu-și mai făceau efectul. Și insomnii aveam. Și dimineața pe la 5 când m-am trezit ușoară ca un fulg. Și fără nicio durere m-am ridicat din pat foarte ușor și am zis, ce se întâmplă? Nu mi-a venit să cred. Și după vreo 2-3 zile când m-am întâlnit cu doamna, zice, mergeți să vă introduc în învățătură, la o introducere în învățătură. Da, merg. Și m-am dus, mi s-a făcut introducerea în învățătură, adică în ce constă această învățătură, care pare simplă la început, dar prin practică, necesar practica, am simțit că e foarte bine, că această energie face bine. Am înțeles, de fapt, despre ce e vorba cu această energie divină și am început să ajut foarte mult în cercul de prieteni, să dau mai departe această învățătură, că am zis, dacă mie mi-e bine, de ce să nu-i fie și altuia bine? Corect. Și bucuria aia, o bucurie în mine pe care nu o simți. În dimineața aceea m-am simțit ca renăscută. Eu pot să spun că acum sunt mai sănătoasă decât la 20, 30 de ani, 40 de ani. Deci mă simt atât de fericită prin ceea ce practic. Și zic, uite, și implicându-mă foarte mult, ajutând în cercul de prieteni, împățim flyere, dând mai departe sub toate posibilitățile. După aceea am ținut conferințe împreună cu prietenii, cu medicii din cercul de prieteni. Am putut să mă dezvolt, pentru că pe măsură ce am ajutat și noi ajutăm, ne și dezvoltăm, am început să înțeleg cum stau lucrurile. Am învățat să gândesc, să fiu atentă la gânduri, am învățat să apreciez fiecare clipă a vieții și transformarea pe parcurs, pas cu pas, s-a întâmplat. Deci am avut dreptate. Fiecare om când începe o terapie și începe să o practică, o practică întâi pe persoana lui. Scuze. Iată că s-a demonstrat acum încă o dată. Mă gândeam în timp ce vorbeați dumneavoastră că în cei 13 ani de emisiune și slavă Domnului au venit atâția invitați aici în studioul nostru și am avut atât de mulți invitați în Viață în Armonie, sute. Și niciodată nimeni nu mi-a vorbit de acest domn. Iată că a venit și timpul lui. Nimic nu este întâmplător. Da. Aș vrea să ne povestiți un pic mai multe despre acest om. Da. Încep cu viața lui pe scurt. Bruno Gröning s-a născut în 1906, pe 30 mai, în Danzig, un orășel din Germania. La momentul acela, astăzi se numește Gdansk, din Polonia aparține, în urma celui de-al doilea război mondial s-au făcut acele împărțiri. Și el s-a născut într-o familie modestă, o familie credincioasă. Și el fiind al patrulea copil din cei 7, chiar la mijloc, și de mic copil s-a demonstrat că el avea însușiri deosebite. Chiar în autobiografia lui spunea că îl observa că în preajma lui animăluțele se vindecau și cele fioroase, respectiv din pădure, că era atras de pădure, el zicea că acolo îl găsea pe Dumnezeu în fiecare tufă, în fiecare animal. Zicea că se pierdea cu zilele în pădure, încă de la vârsta de 2 ani jumate el era în pădure, fiind aproape de casă, și zicea că acolo se dilata timpul și îl simțea pe Dumnezeu. El a trăit pe Dumnezeu încă de mic, de când s-a născut, pentru că în cartea cu viața lui Bruno Gröning aflăm multe amănunte. Și părinții, familia, vecinii au văzut cum el efectiv, când vedea un animăluț, un cățel cășchioapătă sau asta, se oprea și el, pe urmă, a povestit că îi spunea, tu ai un corp sănătos, îl mângâia și se vindeca acel cățel sau pasărea din curte, la fel, se vindeca în momentul când el punea mâna și zicea că vei avea un corp sănătos. Și Bruno Gröning și-a dat seama că
poate să ajute animaluțele și s-a întrebat. El, bine, a zis că l-a cunoscut, a cunoscut pe Dumnezeu la vârsta de 2 ani jumate, l-a auzit pe Dumnezeu când i-a spus că oamenii nu sunt răi, pentru că el își dorea să plece din lumea aceasta, că zicea că e multă durere, răutate aici și că pentru că era cam marginalizat, nu era înțeles de ceilalți, că zicea că e un copil ciudat. Și de aceea se retrăgea foarte mult în pădure și ruga pe Dumnezeu să-l ia de aici, după pământ, unde e atâta răutate, unde e atâta suferință, boală. Și tot rugându-l pe Dumnezeu, la un moment dat a primit în sufletul lui, în inima lui, acest răspuns al lui Dumnezeu, care i-a spus, nu, oamenii nu sunt răi, toți oamenii sunt copiii mei, niciun om, toți oamenii sunt divini, ci tu ai văzut durerea, necazurile oamenilor și tu ai vrut să vii pe pământ, să le refaci legătura cu mine. Iată, ești pe pământ. Și atunci Bruno Gröning a înțeles că, și tot atunci a aflat că răul lucrează prin oameni. Nu oamenii sunt răi, ci răul lucrează prin oameni și el a venit ca să-i ajute să se întoarcă cu fața la Dumnezeu prin ceea ce face. Și efectiv s-a dezvoltat trecând prin tot felul de experiențe prin viață și mai grele experiențe, prin care el mai târziu spunea că a trebuit să treacă prin toate aceste experiențe ca să înțeleagă pe fiecare om cum poate să-l ajute. Că dacă n-ar fi trecut prin ele, nu ar fi știut prin ce trece, ce simte acel om. Și astfel Bruno Gröning s-a dezvoltat, rugându-l în continuu pe Dumnezeu, pentru familia lui, pentru frații lui, pentru vecini, pentru animăluțe, pentru tot. El era conectat veșnic cu Dumnezeu. Avea darul premoniției. A prevăzut primul război mondial, a prevăzut când va muri mama lui și tot ce se va întâmpla. A prevăzut primul război mondial, de asemenea, când s-a... și cum se va desfășura și era foarte atras de oamenii suferinți și zicea, dacă la animale funcționează, de ce n-ar funcționa și la oameni? Și el se ruga în sinea lui pentru oamenii din fața lui și pentru răniții de război, unde mama lui era chemată în spitalele acelea și venea cu micuțul Bruno, în care Bruno toți se simțeau bine în preajma lui. Și așa s-a dezvoltat Bruno Gröning și a primit trecut și prin al doilea război mondial și prin prizonieratul rus și a ajutat atât camarazii lui cât și soldații ruși, pentru că știa că nimeni nu-i dușman. Toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, numai că rău lucra prin ei și era foarte apreciat. Iar după ce s-a terminat al doilea război mondial, el a fost expulzat în Germania de Est, acolo a început să ajute oamenii. Întâi din casă în casă era chemat că putea să ajute pentru vindecare și anumite situații. Și întotdeauna, așa s-a aflat despre Bruno Gröning, de un inginer din Herford, din Germania, având băiatul bolnav de distrofie musculară, avea 9 ani, vârsta de 9 ani, l-a chemat pe Bruno Gröning în speranța că poate să-și ajute și fiul. Bruno Gröning a acceptat invitația, s-a dus la el și a vorbit cu băiatul și acest băiat s-a putut ridica din pat și a început să meargă. Din recunoștința acest om a dat caștire locală și au venit în fața casei lui până la 5.000 de oameni zilnic. Vă dați seama, după al doilea război mondial, cum erau oamenii distruși, spiritual, sentimental, da? Șchiopi, orbi, tot felul de boli, suferințe, și-au pierdut case, familii. Și el le zicea, dați-mi toate bolile, toate necazurile, tot ce nu vreți să aveți și nu vă mai gândiți la ele, pentru că dacă vă gândiți la ele, le luați înapoi. Că zicea, nu, eu respect legea divină, nu fur, dar dacă mi le dați de bunăvoie și încărcați-vă cu această energie. Întotdeauna le spunea lucrul acesta și se auzea din mulțime că se întâmplă vindecări, țipau oamenii de fericire. Am început să văd, sau se ridicau când îi zicea, ridicați-vă, ridicați-vă din scaunele cu rotile. Se ridicau oameni, unii îndrăzneau, unii nu îndrăzneau. Te obișnuiești cu suferința, parcă nu-ți vine să crezi. Și începeau să ridice și vedeau că se pot ridica din scaun cu rotile și pot să miște scaun și pot unii să meargă.
O să citiți cărțile, sunt minunate, și relatările oamenilor. Așa Bruno Gröning s-a aflat despre el, a trecut prin tot felul de situații, medicii au venit din curiozitate, unii s-au convins, alții au vrut să câștige bani după urma darului făcut de Dumnezeu și el n-a acceptat condițiile respective pentru că își dorea colaborarea cu medicii și visul lui a fost ca să aibă această colaborare cu medicii, ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Și în schimb, i-au propus niște condiții pe care el nu le-a acceptat, pentru că el a zis sănătatea nu se vinde, sănătatea nu se cumpără, sănătatea se dobândește, sănătatea e grație divină. Și eu ce fac? Eu nu iau niciun ban, doar învăț oamenii să se vindece, să devină propriul lor medic prin ceea ce practică. Și de aceea a fost foarte atacat, râd prin tribunale, interdicție de vindecare, cu toate că el zicea, dar nu eu vindec, Dumnezeu vindecă prin mine, eu nu sunt decât o unealtă a lui Dumnezeu, ceea ce puteți fi și dumneavoastră, doar transmit ceea ce Dumnezeu, această energie care vindecă. Cu toate astea a avut opreliști și el a plecat din viața aceasta, a murit în anul 1959, pe 26 ianuarie. Și el a zis că ceea ce el a început nu se va sfârși și nu se va lăsa până când ultimul om după acest pământ nu se va întoarce cu fața la Dumnezeu și cine îl va chema în ajutor va veni și îl va ajuta în spirit. Și că el o să ajute mai bine de dincolo decât aici unde s-au pus atâtea opreliști. Așa s-a continuat mai departe această învățătură, această operă divină pe care Bruno Gröning a început-o și a lăsat-o ca moștenire pentru oamenii care vor veni în continuare pe acest pământ. Frumoasă poveste, spun poveste pentru că mie așa îmi place să spun tuturor lucrurilor care se întâmplă în viața noastră, sunt niște povești frumoase și pentru că întotdeauna poveștile se termină frumos, iată că și acum este un sfârșit al povestei frumoase. Doamna Elena, vreau să vă întreb, dumneavoastră, în momentul în care v-ați simțit bine a doua zi după ce ați avut acea ședință cu vecina, ați mai avut nevoie după aceea de ceva, de un tratament, ați mai folosit ceva sau atunci a fost o vindecare efectivă? Atunci a fost efectivă. O vindecare spontană, se numește. Atunci am aflat, după aceea am aflat în cercul de prieteni cum se numesc aceste vindecări spontane, adică fără nimic, fără nicio manifestare, fără să mai ai nevoie de ceva. Foarte interesant. Iată că, da, în vremurile noastre când totul costă atât de mult, atâta timp cât crezi în Dumnezeu și poți să te vindeci, este wow! Da. Domnul doctor! Vă rog! Acum am înțeles că ați avut o vindecare pe dumneavoastră, dar spuneți-mi dacă la rândul dumneavoastră ați ajutat și pe alții prin modalitatea aceasta. Cu siguranță, da. Vindecarea pe care am primit-o n-a fost atât de, să-i zicem, spontană, a fost dobândită pe parcursul a 2 ani de practică în această învățătură a lui Bruno Gröning. Bruno Gröning a spus întotdeauna că vindecarea se dobândește, ea este o grație divină, cum spunea și prietena noastră Elena, este ceva ce se dobândește, deci omul trebuie să lucreze, adică vedeți dumneavoastră, la medic vin o mulțime de pacienți care vor să primească o pastilă și ei să nu facă nimic pentru viața lor, pentru corpul lor, medicul să-și asume responsabilitatea. Ei, nu. Viața reală este că trebuie să dai grijă corpului tău, să ai grijă de el, de sănătatea ta, să o dobândești. Și așa spunea și Bruno Gröning, că pe măsură ce preiei această energie vindecătoare care vine direct de la Dumnezeu, încet, încet îți restabilești sănătatea. Migrenele mele s-au diminuat pe parcursul celor 2 ani de preluare a acestei energii vindecătoare și la un moment dat am fost invitat ca traducător undeva în Germania la o sesiune din aceasta cu relatări de vindecare prin Fundația Bruno Gröning și am tradus din engleză și franceză câte 8 ore pe zi, timp de 9 zile. Și eram cumva un pic frustrat pentru că mă gândeam, Doamne, câtă energie este acolo și eu în loc să stau să o recepționez conștient, trebuie să traduc. Vedeți, aici este paradoxul. Și după 4 zile m-am trezit într-o seară că am mâncat o ciocolată întreagă de 200 de grame din aceea lungă de... Mamă! Cumva de oboseală și un pic de frustrare că tot trebuie să traduc și nu pot să mă încarc acolo.
Și la mine un pătrățel de ciocolată îmi provoca o migrenă cumplită. Deci mi-am dat seama de lucrul acesta după ce am terminat ciocolata și zic, ok, zilele următoare probabil că nu o să mai pot să traduc, o să stau la pat cu migrenă. Ei, nu s-a întâmplat nimic. Și atunci în mintea mea a înflorit acest gând, zic, dacă de la un pătrățel făceam migrenă și o ciocolată de 200 de grame nu a declanșat nimic, înseamnă că în sfârșit am primit și eu vindecarea. Și dornic de experiment, eu sunt întotdeauna sceptic, având o fire din asta științifică medicală, am zis, ok, o să mănânc o ciocolată de 100 de grame zilnic, timp de 2 săptămâni, zi de zi, să văd ce se întâmplă. Și nu s-a întâmplat nimic. Am remarcat că pot să mănânc și alimente care înainte îmi făceau rău. Da, alune, nuci, semințe, grăsimi și așa mai departe. Iar când m-am întors în România, zic, ultimul test trebuie să fie alcoolul, pentru că dacă consumam chiar și un deget orizontal de vin sau de bere sau de orice, iarăși se declanșau migrenele. Și când soția mea a plecat de acasă undeva la țară, am consumat un litru de bere, deci am luat 2 cutii de bere. Și pentru că nu mai băusem alcool de vreo 20 de ani, am fost beat criță, practic. Și când m-am trezit, nici măcar o mahmureală n-am avut, deci nici durere de cap, nici nimic altceva. De atunci n-am mai avut niciodată migrene, am avut o digestie absolut perfectă, capacitate de efort foarte bună. Vreau să spun că eu când am dat examen la facultatea de medicină, la proba de biologie, s-a declanșat o asemenea criză de migrenă cu vărsături și a trebuit să ies din sală de 2 ori, adică m-am dus să vomit tot ce mâncasem și practic când am ieșit de la examen am zis că probabil nu o să intru și totuși am luat din prima la facultatea de medicină, la stat. Mă bucur enorm de mult că acest drum m-a condus la vindecare și încet, încet, vedeți, chiar dacă oamenii fac încercări care nu le reușesc, încet, încet, prin discernământ, bunul Dumnezeu îi conduce acolo unde își doresc. Totul este să vrei și să perseverezi și să-ți dorești acest lucru. Da, e interesant. Îmi permit să fac o glumă cu dumneavoastră. Cred că ațați acele migrene pentru că mâncați doar o bucățică de ciocolată. Trebuia să mâncați mai multe. S-a dovedit că dacă ați mâncat mai multe, v-a fost bine. Da. Da, este foarte interesant ce spuneți. Acum, dumneavoastră practicați, a spus, de ceva timp. Da, de 11 ani. 11 ani terapia aceasta. În jurul dumneavoastră, ce ați făcut? Am un cabinet de pediatrie și homeopatie, unde tratez prin acest atestat de homeopatie și adulți și copii. Și acolo unde limitele homeopatiei s-au văzut, pentru că homeopatia nu tratează chiar orice, limitele acestea fiind date atât de pacient cât și de medic. Adică remediul homeopat administrat corect ar putea vindeca chiar și boli foarte grave, numai că pacientul nu știe să spună exact care e problema lui, medicul poate nu cunoaște exact unde ar trebui administrat un anumit remediu homeopat. Și atunci când am văzut aceste limite, dacă am văzut că pacientul este deschis la o vindecare pe cale spirituală, am menționat și de această învățătură a lui Bruno Gröning. Pentru că, vedeți dumneavoastră, poate zic unii, da, de ce să fiu eu dependent să preiau energia zi de zi mie? Am avut pacienți care au zis, mie nu-mi place să fac ceva zi de zi, da? Să stau eu să preiau ceva zi de zi energia vindecătoare. Zic, în regulă, dar asta nu trebuie făcut decât de 2 ori pe zi, dimineața și seara, 10-15 minute maxim, și consider că este o dependență foarte binefăcătoare, pentru că atunci de ce nu ne-am plânge că suntem dependenți de 8 ore de somn, că suntem dependenți de mâncare, de respirație, de băut, nu? Și pentru 10 minute dimineața și seara, practic, ai niște avantaje fantastice, adică te simți foarte bine, te simți odihnit. Eu am 2 joburi de 20 de ani încoace, soție, copil, deci vă dați seama că 3-4 zile pe săptămână plec dimineața la 7-8 și mă întorc seara la 9 și totuși fac față foarte bine
într-o sănătate deplină. Luna aceasta fac 50 de ani și mă simt în perfectă formă. Mi-a privit un om la 50 de ani cum arată. Felicitări! Da, joc tenis 2 ore fără pauză, deci eu nu am nevoie să stau la fiecare 2 game-uri pe scaun, eventual o pauză de 1-2 minute după un set întreg. Și prieteni de-ai mei care sunt cu 10 ani mai tineri decât mine gâfâie și nu fac față. Deci nu pot decât să laud această metodă atât de simplă pentru întreaga omenire. Nu trebuie să faci invocații, nu trebuie să faci mare lucru. Trebuie doar să renunți la grijile tale, să renunți la toate acestea, să le predai, cum zicea Elena, și să te încarci. Atât. Noi știm că suntem creștini ortodoxi. Da. Și știm că din Biblie ni se povestește pe vremea când trăia Iisus că aceste vindecări le făcea Iisus, apoi le-au făcut apostolii. Și eu mă întreb acum, fiind așa în fața telespectatorilor, pur și simplu, de ce nu m-aș adresa lui Iisus Hristos sau de ce nu m-aș adresa Măicuței Domnului sau de ce nu m-aș adresa lui Dumnezeu și de ce nu m-ar ajuta așa cum ajută acest domn? Mă bucur Bruno. Că ați amintit și ați spus această întrebare. Este foarte simplu răspunsul. Noi ne adresăm Măicuței Domnului și lui Iisus Hristos, dar vedeți, dumneavoastră, în religia noastră creștin-ortodoxă, eu sunt creștin-ortodox, avem și sfinți care fac vindecări, da? Și de multe ori ne adresăm unui sfânt vindecător. Sfântul Nectarie, de exemplu, este foarte cunoscut prin vindecările sale și mulți creștini ortodoxi se adresează Sfântului Nectarie, chiar dacă se adresează în anumite rugăciuni și Domnului nostru Iisus Hristos și Sfintei Fecioare. De ce se face acest lucru? Pentru că s-a considerat că omul a devenit prea slab pentru a se mai putea conecta singur la asemenea surse de putere atât de înalte, cum este Domnul Iisus Hristos, cum este Măicuța Domnului. Și uneori creștinul se roagă, dar uită să aștepte, să vadă ce simte în corpul lui, să stea acolo pe recepție, da? Marea majoritate a tuturor oamenilor care se roagă, nu neapărat din religia noastră creștin-ortodoxă, se roagă, spun o rugăciune scurtă și pleacă la treabă. Ori ideea este, dacă tot am rugat pe cineva, pe Domnul Iisus sau pe un sfânt vindecător să primesc acel har divin, acea forță vindecătoare, n-ar fi normal să stau să o și recepționez acolo. Adică e ca și cum zic, te rog, ajută-mă și eu plec și tu când vrei să mă ajuți, eu nu mai sunt acolo. Da, și Bruno Gröning a zis că el ajută pe oamenii care și au pierdut această putere de a se conecta, chiar și prin rugăciune, el fiind, considerându-se o stație de releu, o stație prin care se transmite mult mai puternic. Face Bruno Gröning aici o asemuire cu un post de radio, da? De exemplu, vreau să prind un anumit post de radio și pentru asta trebuie ca stația de emisie a acelui radio să fie la o distanță relativ aproape de recepția mea, da? De postul meu care recepționează. Dacă, de exemplu, vreau să primesc o transmisie de la Londra, probabil că radioul meu o să fie prea slab ca să se poată conecta tocmai la Londra, da? Și atunci am nevoie de niște stații de emisie pe parcurs, de la Londra până la București. Chiar și telefonia celulară funcționează pe acest principiu. La fiecare 100-200 de kilometri sunt niște stații care amplifică semnalul. Bruno Gröning a fost, cum se definea el, o asemenea stație de amplificare a semnalului. De aceea apelăm la Sfinți Vindecători, de aceea apelăm la Bruno Gröning, pentru că ei amplifică acest semnal. Bunul Dumnezeu, prin Iisus Hristos, transmite întotdeauna energie vindecătoare. Ea este peste tot. Important este ca omul să aibă puterea să o și primească și să se conecteze la ea. Bruno Gröning a facilitat acest proces. Deci nu este nicio contradicție. Adică sunt mulți oameni care se roagă la Iisus Hristos, dar rămân bolnavi în continuare. Și asta nu din cauza că Iisus Hristos nu ar răspunde la această cerere, ci din cauza că omul, în primul rând, nu e acolo să recepționeze, nu e conștient că el trebuie să stea pe loc
și să recepționeze acea putere și în al doilea rând este prea slab ca să primească acea energie. Da, răspunsul este foarte interesant și pentru că prin acest răspuns s-au lămurit niște lucruri. Să o rog pe doamna Elena să ne spună atât cât mai este timp în această emisiune și poate că veți reveni într-o emisiune următoare să spuneți și mai multe lucruri despre această practică. Ceva practic din tot ceea ce ne-ați povestit până acum, pentru telespectatorii noștri, o chestie de început, așa, practic. Da, început, exact cum am procedat. Că Bruno Gröning a zis că poate să ajute pe fiecare om, nu neapărat dacă e în cercul de prieteni. Aici aprofundăm învățătura, respectiv, să-i predăm lui, că el e intermediarul între noi și Dumnezeu. El a zis, mergeți pe calea aceasta lui Iisus, pentru că el zicea că dacă n-ar fi venit Iisus, el n-ar fi putut să vină pe pământ să dea această învățătură. Deci e o învățătură cristică. Pot să spun lucrul acesta, cu toate că îl avem pentru toți oamenii, indiferent de naționalitate, religie și culoare, ținând cont că el a primit că toți oamenii sunt copiii lui Dumnezeu, da? Și a spus să-i dăm lui toate, să ne eliberăm, efectiv să facem curățenie în noi. Să-i dăm lui tot ce nu vrem să mai avem. Absolut tot. Diagnostice, dar să nu mai credem în ele, că în ceea ce crezi, aia primești. Deci, din momentul în care i-am predat lui, nu ne mai gândim la ele. Dacă vorbim de ele, le preluăm, le căutăm în coșul de gunoi, cum am căutat gunoiul, să vedem acolo, și luăm înapoi. El ne-a atenționat. Dați-mi-le de bună voie, pentru că nu fur. Deci, repet. Și după aceea nu vă mai gândiți la ele, că le luați înapoi. Asta e un lucru cu noi, pas cu pas. Din momentul în care, să nu mai vorbim de ele, că dacă zicem că avem, aolo, am dureri de migrene, aolo, am dureri de ulcer, păi înseamnă că le și atragi, le iei, tu dai denumirea. Energia cuvântului, el a pus foarte mare bază și pe energia gândurilor și a cuvintelor. Deci ceea ce dai mai departe, aia primești, cu alte cuvinte, da? Îi predăm, facem curățenie întâi spiritual de tot ce nu vrem să mai avem, el le ia și azi că nu ne lasă cu mâna goală, ne dă tot ceea ce avem nevoie, în schimb că Dumnezeu știe cel mai bine ce avem nevoie. Și stând pe recepție, ca pe scaun, da? Cu picioarele pe podea și să nu stea încrucișate și mâinile orientate în sus, pe coapse. Și efectiv, relaxat, îi predai lui tot ce nu vrei să mai ai. O spui că verbal cu voce tare? Nu, încet, în minte, nu. Deci în minte toate ofurile, cum ar veni, da? Și însușiri negative, dacă ne dăm seama că ne fac rău anumite lucruri, gelozii sau tot ce ne dăm seama că ne face rău. Le predăm și familie, că-i soț, că-i soție, că-i copil, că-i părinte, îi le predai lui Bruno Gröning tot, că Dumnezeu poate să lucreze. Și din momentul acela să-ți observi corpul. Foarte mult învață Bruno Gröning să fim atenți la corp, pentru că corpul este darul de la Dumnezeu cel mai prețios ca sufletul să-și facă treaba aici pe pământ. Avem nevoie materie de materie să se manifeste sufletul. Și prin aspectul acesta, noi deja am făcut curățenie spirituală, am făcut loc binelui energiei divine care Bruno Gröning ne olesnește să primim. Și Bruno Gröning a zis că ne învață credința, adevărata credință. Prin acumularea, asimilarea acestei energii divine se dezvoltă sentimentele noastre, simțurile noastre și totodată credința. Pe măsură cu cât facem mai multă recepția acestei energii, cu atât noi ne dezvoltăm mai mult și primim mai mult, pentru că primim legătura cu Dumnezeu prin această energie divină. Și totodată să fim atenți la gândurile noastre. Gândurile sunt puteri spirituale, spunea Bruno Gröning, și că sunt două surse ale gândurilor. Gândurile nu sunt ale noastre. Sursa gândurilor bune, care vin de la Dumnezeu, și aceste gânduri îți aduc liniște, bucurie, pace, armonie, credință în bine și dorința de a te ruga pentru toți oamenii pe pământ și toată natura, deci asta încep să o simți tu natural în tine, și de asemenea gândurile
și gândurile de la izvorul întunericului, care ți aduce neliniște, frică, ură, dispreț, gelozie și toate celelalte. Cu alte cuvinte, tot ce ți aduce disarmonie înseamnă că ești conectat la sursa întunericului. Tot ce ți aduce armonie în tine însă ți aduce, deci, legătura cu Dumnezeu. Și, da, deci... Bun, e foarte important ceea ce ne-a spus, dar acum dumneavoastră spuneți că v-ați uitat la o fotografie a lui. Uh-huh. Ei, telespectatorii nu știu unde o găsesc, această fotografie. În cercul de prieteni se dăruiesc aceste fotografii, chiar de când ne dăm adresa ca și prieten Bruno Gröning. Din momentul acela noi primim o cărticică de introducere în care se explică cuvintele pe care Bruno Gröning le-a folosit în această învățătură și totodată și o fotografie a lui Bruno Gröning cu un CD cu relatarea doamnei Grete Häusler, care a dus mai departe această învățătură, cum a primit ea vindecarea. Și acea fotografie este fotografia de baza noastră, care o ținem acolo pentru noi și o punem unde dorim noi să o avem, deci carte poștală, iar de asemenea în cercul de prieteni se dăruiesc fotografii fiecăruia care dorește să o aibă la el, și fotografii mai mici și fotografii mai mari, deci toate aceste fotografii sunt benefice și multe relatări sunt de vindecare prin fotografie. Eu personal am primit vindecare prin fotografie de arsură. Deci arsură cu ulei încins am pus, pentru că eu nu credeam. Deci eu efectiv m-am convins, cum a spus, m-am convins. Aveam fotografia acasă, în sertar micuțe, și m-am ars cu ulei fierbinte și m-am dus repede, am luat o fotografie și în timp ce ștergeam uleiul ăla încins, țineam între degetele acestea trei arse. Deci așa, într-un sfert de oră n-am mai avut nimic și mi-a trecut usturimea, senzația aia imediat. Da, da. Și de multe ori am testat. La mine asta a fost prima fază de a mă convinge. Pentru telespectatorii care sunt pe internet și ne urmăresc în momentul acesta, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră unde vă poate găsi pe internet. Pe internet este Cercul de Prieteni Bruno Gröning. Pagina de Facebook. Pagina de Facebook, da. www.brunogroning, da. Sunt două filme documentare, Fenomenul Bruno Gröning și Fenomenul Vindecării prin învățătură, și acolo ne găsește și găsește și filmul documentar cu viața lui Bruno Gröning când a apărut în public, cu relatările oamenilor, cum au trăit atunci vindecările, impresiile lor, și de asemenea sunt trei părți, și de asemenea și filmul documentar Fenomenul Vindecării, care are tot trei părți și este minunat, multă energie. Bun, deci pe pagina de Facebook găsește, da, Fenomenul Bruno Gröning, adică Cercul de Prieteni Bruno Gröning. Așa se numește, Cercul de Prieteni Bruno Gröning. Perfect. Da. Domnul doctor, pe dumneavoastră unde vă găsesc cei care sunt interesați? Eu sunt conducător de Cerc Bruno Gröning în București. Am un site care nu face parte din Fundația Bruno Gröning, e site-ul cu cabinetul meu. Pe dumneavoastră personal unde vă găsește? În București. Că sunteți și medic, București. Pediatru și mai sunt și... Dacă mă căutați sub doctor Adrian Dumitrescu, medic specialist pediatru sau medic homeopat, automat găsiți și pe Facebook și pe și site-ul meu din București. Perfect. Dragi telespectatori, iată că astăzi am avut onoarea să stăm de vorbă cu doi oameni foarte interesanți și cum viața bate filmul. Vedeți aici un medic, nu este singurul, dar este unul dintre aceste exemple de oameni care au făcut o facultate științifică, pentru că medicina este o știință, dar care, iată, onorează și această modalitate de a se vindeca și a vindeca la rândul lui, de a propune această metodă de vindecare în acest grup de prieteni. Eu vă mulțumesc din toată inima că ați venit la noi în emisiune, că ați împărtășit telespectatorilor noștri această variantă, pentru că este o variantă de practica a unei vindecări prin energie, și bineînțeles eu spun că ăsta este har divin, pentru că Dumnezeu este unul peste tot. Și până
dacă, așa cum ne-a explicat și domnul doctor, că există varianta de a te ruga și nu neapărat a te ruga, dar a-ți pune la dispoziție toate cele care nu-ți plac din viața ta unui om care a trăit pe pământ, așa cum au fost și apostolii și mai apoi atâția lucrători în lumină. Astăzi sunt terapeuți, după cum se vede, și am avut destui în emisiune care ajută omenirea la acest lucru. Pe mine m-a frapat un lucru, faptul că această terapie, dacă pot să-i spun așa, este, din câte am înțeles, o terapie fără plată. Da. Fără plată. Ei, oameni buni, Dumnezeu a dat fără plată și iată că acești oameni merg mai departe cu această metodă de vindecare, de vindecare tot fără plată. Eu ce pot să spun decât vă îndemn să ascultați și să vizionați aceste filme și dacă sunteți interesați și dacă rezonați cu ele, puteți foarte bine să luați legătura cu doamna Elena sau cu domnul doctor și să mergeți și dumneavoastră împreună cu ei în această terapie de vindecare. Asta doar dacă rezonați. Eu vă mulțumesc încă o dată și pentru că trebuie să încheiem această emisiune, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Această emisiune este făcută în numele Sfintei Treimi și mulțumesc lui Dumnezeu că ne îngăduie să o facem și să nu uitați că Dumnezeu ne iubește pe toți în egală măsură și că și-a iubit atât de mult lumea încât a dat jertfă singurului fiu. Stimați telespectatori, vă doresc din tot sufletul să aveți parte de bucurii, de iubire, de armonie și nu uitați să vă abonați la emisiunea Viață în Armonie pe canalul de YouTube, apăsați clopoțelul acolo ca să puteți să fiți primii care vizionați noutățile. După cum vedeți, mă străduiesc să aduc în fiecare weekend noutăți. Este doar cu ajutorul Domnului, că altfel n-aș face nimic și mulțumesc pe această cale încă o dată lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, să trăim în pace și în armonie și mulțumim lui Dumnezeu pentru pacea pe pământ, pentru sănătate și pentru bucurii. Vă mulțumesc pentru atenție, weekend minunat să aveți și dacă vă este cald să aveți un pic de răcoare și dacă vă este frig să aveți un pic de căldură. La revedere, zile minunate, Doamne ajută!